Bună ziua, stimați studenți! Bine v-am găsit într-o nouă săptămână de lucru intensiv, dar eu sper că de acasă. Sper că voi folosiți timpul util pentru a vă educa cu toate mijloacele pe care le aveți la dispoziție. Și noi continuăm discuția temei 6, persoana juridică, și am pregătit pentru astăzi o prelegere online pe două subiecte, unul foarte scurt, înființarea unei persoane juridice și al doilea mai lung, multe aspecte practice capacitatea persoanelor juridice. Trecând la înființarea persoanelor juridice, în linii mari, atunci când noi am discutat clasificarea persoane juridice de drept public și persoane juridice de drept privat. Am atins problema modului de formare și înființarea acestor persoane juridice. Doar ca să recapitulăm, vă aduc aminte că în cazul persoanelor juridice de drept public, ele se constituie printr-un act legislativ și am dat exemplu de mai multe legi sau printr-un act administrativ cu caracter individual, o decizie a unei autorități, foarte frecvent este un act, o hotărâre a guvernului. Și articolul 179, în letul 2, ne spune din ce moment se consideră că intră în vigoare și există deja o persoană juridică, și am discutat că luarea la evidență este doar o formalitate post factum, post-constituire. În privința persoanelor juridice de drept privat, statul cere, statul recunoaște personalitatea juridică numai prin efectul înregistrării de stat, în registrul de stat al persoanelor juridice, dacă nu există vreun registru special, într-o lege specială. Cel care fondează o persoană juridică de drept privat este obligat să, și trebuie să respecte una din formele cerute de lege pentru persoane juridice. Astăzi, persoane juridice pot fi create mai rar prin act unilateral, prin act. Codul civil numește act de constituire, în România se numește act constitutiv, dar denumirile pot fi destul de diferite. Pentru diferite acte, pentru diferite forme de persoane juridice, uneori legile folosesc denumiri speciale, dar în termeni largi suntem în prezență un act de constituire unilateral de ce este unilateral? că este semnat de un singur fondator și aici doar el este mai rar se aplică doar persoanelor juridice care pot fi create de către un singur fondator și vă să aminte fundațiile pot fi create de către o singură persoană sau chiar în lipsa unui fondator doar în baza testamentului însă cele mai importante instituțiile private la fel însă cele mai importante în practică Cazuri de creare prin act unilateral a persoane juridice de drept privat sunt SRL-urile, fiindcă legea privind societățile cu răspundere limitată permite existența unui SRL cu asociat unic, da? care va deține deci, 100% parte socială din capitalul social al societății, dar și legea privind societățile pe acțiuni, de asemenea, permit și ele există multe societăți pe acțiuni cu unic acționar din cele mai mari avem cazul Apă Canal Chișinău SA care este deținut total de municipiul Chișinău și telecom SA care este deținut total de stat. Și de fapt sunt multe alte asemenea persoane juridice. Da, și atunci când avem un avem cineva care vrea să facă un startup, da, să constituie, să lanseze o afacere, și dacă el nu vrea să se asocieze cu cineva, asta nu este o problemă. Legislația noastră actuală permite deschiderea unui SRL prin act unilateral, care, în cazul SRL-urilor, trebuie să fie autentificat notarial sau să se autentifică de către registratorul de la ASP. În principiu, la ASP se parcurg toți pașii. Mai frecvent însă, constituirea unei societăți rezidă într-un act de asociere, un act de constituire, care este semnat de mai mulți fondatori atunci când ei își pun forțele împreună. Deja, tare mult depinde de ce fel de persoană juridică, de drept privat, noi avem dacă este o persoană juridică cu scop nelucrativ, uneori legile cer mii de fondatori, cum ar fi în cazul partidilor. Pentru asociații, toți cere multiple fondatori, pare mi se doi sau trei fondatori minim. Da? Dar nu se cere capital, fiindcă ce este specific societăților cu scop nelucrativ, acolo fondatorii nu aduc nu aduc aport în capital și în general persoanele juridice cu scop nelucrativ în principiu nu au un capital social. Dacă trecem la persoanele juridice cu scop lucrativ, în special societățile comerciale, acolo fondatorii transmit un capital, ei sunt obligați să îl transmită la momentul constituirii, Anterior, Agenția Servicii Publice sau predecesoare ei verifica, înainte de înregistrare, verifica dacă fondatorii au vărsat aportul, în termeni practici, dacă pe contul viitoarei societăți au fost, depus, au fost depuse sumele indicate în actul de asociere. Acum însă, sub presiunea diferitor ratinguri internaționale, este ratingul băncii mondiale, World Bank Doing Business Report, raportul băncii mondiale Doing Business sau desfășurarea unei afaceri, care ține cont de cât de ușor este de a deschide o afacere în, în toate statele lumii. Deci, sub presiunea acestui rating, autoritățile noastre, an de an, au mai redus din formalitățile necesare. Și o primă excludere a formalității a fost că agenția, agenția servicii publice nu mai verifică faptul că s-a plătit aportul că, de către fondatori, către societate. Iar apoi chiar s-a modificat legea privind societățile cu răspundere limitată și s-a exclus capitalul social minim. El cândva, din motive istorice, avea valoare de 5.400 de lei, deci era investiția minimă care trebuia să o facă asociații la fondarea unei SRL. Între timp a fost exclusă această cifră, nu mai există un capital social minim, dar oricum cel puțin un leu trebuie plătit și societatea trebuie să aibă capital social de cel puțin un leu, fiindcă Partea socială trebuie să aibă o valoare, măcar de un leu, și așa ne spune nouă lege SRL, că fiecare leu, în capital social, acordă un vot la adunări generale. Deci cel puțin din motive contabile este necesar de a avea capital măcar de un leu. În cazul societăților pe acțiuni, capitalul este mai mare, 10.000, 20.000 de lei, trebuie să verificați cerințele din legea privind societățile pe acțiuni. Și sigur că pentru anumite tipuri de societăți, în anumite domenii foarte reglementate, cum ar fi domeniul de asigurări și domeniul bancar, capital social cerut inițial este foarte mare, este vorba de 10 de milioane la bănci pare mi se era 100 de milioane de lei uh, și pare mi se vor să-l majoreze până la 200 de milioane de lei pentru a putea să fondeze o bancă în Republica Moldova. Deci, iată care sunt practic cei doi pași, trei pași esențiali. 1. Semnarea actului de constituire. 2. Plata uh, capitalului social către societate trei, depunerea actelor la agenția care înregistrează și înregistrarea. Din momentul înregistrării există o persoană juridică și ASP-ul eliberează un extras din registru care confirmă existența ei. Anterior era un erau document separat numit certificat de înregistrare. El a fost exclus, el nu mai este necesar, acum orice întreprindere se legitimează cu un certificat de înregistrare. Nici măcar ștampilă nu mai este necesară a fi aplicată nicăieri, deci poți perfect să ai o societate fără nici o ștampilă, fiindcă legea nu mai cere și nu mai obligă la deținerea și aplicarea unei ștampile. Asta este o trecere revistă foarte scurtă a înființării persoane juridice. Pentru diferite persoane juridice, legile speciale prevăd diferite formalități suplimentare. În special în domeniile hiper, reglementate, cum ar fi cel bancar și cel de asigurări. Despre ele veți afla treptat la facultate și veți mai studia și la drept la afacerilor anumite particularități. Noi mergem mai departe. unde mergem noi la celălalt punct care îl vom discuta noi astăzi, ține de capacitatea civilă a persoanelor juridice. Și vă aduceți aminte la tema persoanele, persoana fizică, deja am discutat care sunt componentele capacității civile, ele sunt două, capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu. Rostul lor practic în dreptul privat este de a răspunde la două întrebări total diferite. Instituția capacității de folosință răspunde la întrebarea ce drepturi și obligații Poate avea o persoană, iar capacitatea de exercițiu răspunde la întrebarea cum încheie acea persoană juridică acte juridice, adică cum ea, cum ea dobândește drepturi și cum ea își asumă obligații. Și în acest fel eu am divizat și prezentarea acestei teme. Vom începe cu persoanele juridice de drept privat, fiindcă, de fapt, ele fac obiectul reglementării în codul civil doar prin trecere vom atinge și persoanele juridice de drept public. Deci, în cazul persoanelor juridice de drept privat, v-aș propune să începem cu un caz. Și cazul este unui SRL, hai să-l numim SRL A, care după anumite activitate vrea să-și schimbe genul de activitate. Și în loc de restaurant, el vrea să deschidă un studio muzical. El își schimbă genul de activitate. Însă, în actul de constituire care este înregistrat și în însuși Registrul de Stat al persoanelor juridice ținut de ASP, nu este menționată vreo activitate legată de muzică. Aici, probabil că eu trebuie să fac o precizare, că tradițional ASP cere la depunerea cererii de fondare a unei întreprinderi cere indicarea anumitui, anumitui număr de activități uh, care acea societate le va desfășura, în linie mare o face în scopuri statistice. Și aceste activități se înregistrează și figurează în, într-un extras din acest registru, figurează o listă de activități și aceeași listă figurează și în actul de constituire. Păi iată întrebarea este, în aceste condiții, iată, cu aceste date ale problemei, Poate oare să să opereze un studio muzical sau nu poate? Și răspunsul în legislația noastră este că da, poate. Ea nu trebuie să mai îndeplinească nici o formalitate. Și asta rezultă din articolul 176 din Codul Civil, care la alineatul 2 ne spune că o persoană juridică cu scop lucrativ iar un SRL este o persoană juridică cu scop lucrativ, poate desfășura orice activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu este prevăzută în actul de constituire al ei. Acest concept și această abordare este numită capacitate generală de folosință. Da? Aptitudinea de a desfășura orice activitate, chiar și neprevăzută, se numește capacitate generală. Da? Și legea recunoaște uh, această capacitate pentru toate persoanele juridice cu scop lucrativ. Um, aș face aici o precizare istorică. Din punct de vedere istoric, dacă o să citiți despre apariția persoanelor juridice, o să vedeți că capacitatea lor era una specială. Explicația era că un investitor dedica capital, deci investea și risca, doar pentru un anumit risc, o anumită activitate. Da? De exemplu, în dreptul englez, adeseori când se analizează activitatea unei societăți și se vede că societatea și-a depășit genul de activitate, se mai spune business objects, se spune că contractul care l-a încheiat este ultra-virus, da? cu depășirea obiectului de activitate. Și consecința deseori este că acest contract este nul, fiindcă încalcă regulile de capacitate. Asta sigur că este o problemă pentru circuitul comercial, asta înseamnă că noi trebuie, unul, să avem tot timpul acces la actele de constituire ale tuturor societăților care intră în relații, doi, să cheltuim timp, să le citim, Trei, să ne asigurăm că activitatea concretă pe care e o desfășoare se încadrează în una din activitățile listate în actul de constituire. Și toate aceste lucruri sunt complicate. Iată de ce pe parcursul istoriei și dreptul comercial așa a evoluat. A evoluat cu ideea că această capacitate specială este un anacronism și trebuie să recunoaștem pentru cel puțin toate societățile comerciale sau în dreptul englez companiile o capacitate generală și asta este rezultatul evoluției în codul nostru civil. Deci la moment un investitor nu ar trebui să-și mai uh, facă speranțe că dacă el a investit într-un business să spunem de restaurant uh, societatea nu va putea fără modificarea statutului să desfășare un alt nou business, de exemplu, studio muzical. Nu, administratorul va putea brusc, fără a consulta adunarea generală a asociațiilor sau a acționarilor, să își schimbe activitatea. Un alt caz, deja ne transportăm în domeniul persoanelor juridice cu scop nelucrativ, un caz, alt caz este un, al unei asociații obștiești, să o numim noi Democratos, care din careva motive a decis și vrea să participe la alegerile locale. Întrebarea este, poate oare fi înregistrat drept concurent electoral în rând cu partidele? Și răspunsul sigur că o să fie nu, nu poate. Această activitate nu este compatibilă cu scopul său. Și această regulă o desprindem din articolul 176 alineatul 3, da? care ne spune că o persoană juridică cu scop, scop nelucrativ poate desfășura numai activitatea prevăzută de lege și de actul de constituire. Iar legea chiar interzice asociațiilor obștești implicarea în activități politice uh, și de asemenea actele de constituire de regulă prevedă aceleași, aceleași lucruri și prevedă anumite gene, genuri permise de activitate. Deci, facem aici o concluzie că pentru persoanele juridice cu scop nelucrativ legea declară și prevede o capacitate specială de folosință. Da? Ele nu pot desfășura orice activități ci activitățile lor sunt limitate de scop. Iar scopul îl vedem în actul de constituire al acesteia. Sigur că și legea le permite să desfășoare chiar și activități de întreprinzător, dar ele trebuie să fie legate de acest scop. De exemplu, poate să vândă bunuri, să, să execute lucrări, să presteze servicii, în legătură cu acest scop. Un exemplu clasic de manual este o biserică care vinde cărți religioase. Sau multe asociații, în poporul numite iarăși ONG-uri, care în ghilimele implementează proiecte. Însă în fond aceste proiecte sunt niște prestări servicii și ele de la un anumit finanțator primesc finanțare în schimbul serviciilor pe care le prestează. Și acest drept de a desfășura activități de întreprinzător legate de scop îl vedeți în articolul 302 din Codul Civil. Un al treilea caz care aș vrea să-l pun în discuții este un alt SRL, SRL B, care vrea să anunțe că este gata să ia împrumuturi de la cetățeni, deci de la populații, și le promite că le plătește dobândă lunară de 10%, adică 120% anual, ceea ce este foarte lucrativ, foarte mult. Ei mai spun pe pagina lor web că banii primiți vor fi investiți de aceste SRL în, citez, proiecte atractive conform strategii sale investiționale, închei citatul. Întrebarea este, în aceste condiții, poate oare SRL B să se angajeze în această activitate? Și răspunsul scurt este nu, nu poate. De ce nu poate? Fiindcă articolul 176 din codul civil, alineatul 5, ne anunță că persoana juridică poate practica anumite tipuri de activități, a căror listă este stabilită de lege doar în baza unui permis special permis care este aici numit licență, licență de activitate. Aceasta este, de fapt, o a treia categorie de capacitate, numită capacitate excepțională. Este rezervată doar anumitor societăți. Astăzi, în vigoare, este legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător din anul 2011. Ea reglementează modul de eliberare a diferitor licențe și altor acte permisive. Și în anexa numărul 1 la această lege, vedeți un nomenclator care pot fi eliberate pentru desfășurarea anumitor activități de întreprinzător. Și vedeți aici, de exemplu, că dacă vreți să deschizi o farmacie, trebuie să ai capacitate excepțională trebuie să primești o licență de activitate de la Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Dacă vrei să deschizi o activitate bancară, de la BNM. La fel și cei care vor să deschidă un schimb, o casă de schimb valutar. Dacă vrei să deschizi o societate de asigurări, Comisia Națională a Pieței Financiare este competentă. La fel, punctul 24 toate stațiile de vânzare a benzinei și motorinii. 25. Stațiile, toți operatorii de energiei energie electrică. Da? Distribuitorul de energie electrică, furnizorul de energie electrică, producătorul, da? CET 1 C2, ce mai este acolo? Termoelectrica, fosta uniunea Fenosa, gaz natural, acum Premier Energy, toate sunt supuse licențierii, au licență. Fără această licență nu poți să activezi. 26 licențe pentru producerea gazelor naturale sau pentru distribuție și furnizare. Aici includem, de exemplu, Moldova Gaz. 27. Licență pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Aici includem toate întreprinderile AP Canal. Ele au nevoie de această licență și autoritatea emitentă o să fie Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Importanța practică sigur că rezită și în sancțiunea care se aplică și codul contravențional ne spune la articolul 263, alineatul 4, că desfășurarea unei activități de întreprinzător fără licență este o contravenție, se aplică amendă, dar mult mai rău de asta, este că tot venitul obținut se confiscă. Este, confiscarea tot este o sancțiune prevăzută de codul contravențional. Uh, trecând înapoi la cazul nostru cu acel SRL B care vrea să atragă, să, să ia ia împrumuturi de la cetățeni, uh, observăm articolul 263 cu 1 din codul contravențional care ne prevede o contravenție. Organizarea de structuri financiare, oricum ele nu s-ar numi, fără autorizare, fără înregistrare, prin care se propune unor persoane să depună bani, să colecteze bani, să se înscrie pe liste, făcându-le să, să spere câștiguri financiare rezultate din creșterea numărului de persoane recrutate sau înscrise. Acest mod foarte agresiv de a trage bani la populație de regulă este numită piramidă financiară. Da, în Occident se mai numește Ponzi Scheme. În anii 90, în, cam în toate țările fostei Uniuni Sovietice, erau mai multe scheme, cele mai populare era MMM din Rusia, în baza cărora foarte mulți oameni și-au pierdut banii. Acum ea este o contravenție, la noi în Moldova, periodic, mai apar asemenea scheme și statul încearcă să le închidă prin diverse metode și mecanisme. Iarăși, în contextul cazului concret al celui SRL B pe care îl discutăm, ce vedem noi în legea privind activitatea băncilor din anul 2017 este articolul 6, care la anul 1 ne dispune că se interzice oricărei persoane care nu este bancă să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public. Concluzia care o facem aici este că această normă juridică exclude această activitate din capacitatea generală a persoanelor juridice cu scop lucrativ și chiar a tuturor persoanelor în fond. Da? Deci nimeni nu poate să atragă în masă Depozite de la populație. Iată de ce, în acest caz numărul 3, răspunsul este nu, nu se poate, fiindcă se încalcă direct interdicția de la articolul 6 al 1 și probabil că se încalcă și codul contravențional. Da? Aceasta, noi o numim această tehnică, de fapt în dreptul privat se numește incapacitate specială de folosință. Adică un caz special, o anumită activitate este declarată interzisă pentru toate persoanele, ce ce o face o incapacitate specială. Rămânând la legea privind activitatea băncilor, mai vedem acolo ce se permite băncilor. Este articolul 14 din această lege care spune că băncile pot desfășura activități de atragere de depozite de la populație, acordare de credite, leasing financiar, prestarea serviciilor de plată, da? transferuri bănești și așa mai departe, precum și li li lista se închide cu litera P, orice alte activități sau servicii permise de Banca Națională, în măsura în care acestea se, se circumscriu domeniului financiar. Apoi vine articolul 15, care ne spune că băncile nu pot desfășura alte activități în afara celor permise potrivit prezentei legi. Da? Și vedem la articolul 14 alinatul 1 că lista este una închisă. Deci, facem o concluzie. Este unul din cazurile rare, dar posibile în dreptul privat, când o persoană juridică, și în speță avem o bancă, are o capacitate de folosință specială. Adică, o bancă nu poate desășura orice activități care ar dori să le fac. Dar, de exemplu, nu poate avea un studio muzical unde ar lansa artiști noi sau nu poate se ocupa de construcția de imobile și vânzarea lor către, către populație, către cetățeni. Da, cei care au elaborat legea privind activitatea băncilor au spus că nu, băncile trebuie să se concentreze doar pe activități financiare, și să nu riște în alte domenii de activitate. Am spus că o să vorbim puțin și despre persoanele juridice de drept public și aici pot să pun în discuție un al patrulea caz. Să luăm o instituție publică pe care noi o numim instituția ABCD. Ea a fost înființată în scopul aprovizionării cu apă și a canalizării în localitatea L. Statutul ei prevede acest gen de activitate. Însă, directorul instituției dorește ca această instituție să se ocupe și de prestarea serviciilor de ridicare a gunoiului și de operarea unei uzin de producere a energiei electrice pe bază de biomasă. Și întrebarea care se pune aici, în aceste condiții, poate oare instituția să se angajeze în această activitate. Și ne uităm la, uh, da, ne uităm la articolul 176, care la alineatul 4 ne răspunde că o persoană juridică din Republic participă la circuitul civil, însă în măsura în care aceasta este necesar atingerii scopurilor sale. Da. Deci scopul determină totul. Mergând mai departe la conceptul de persoana, de instituție publică din codul civil, despre care noi am vorbit la această temă la punctul 2, la clasificarea persoanelor juridice, atunci vă atragem atenția la punctul 3, la alineatul 3 din articolul 37 al codului civil, care ne spune că o instituție publică este în drept să desfășoare activitatea neinterzise de lege dar ea trebuie să țină de realizarea scopurilor prevăzute de lege sau de statut. Ceea ce înseamnă că ea poate să desfășoare o altă activitate, chiar dacă ea este de întreprinzător, însă ea trebuie să fie prevăzută în statut. Concluzia mai generală care o facem noi este că aici, în cazul nostru, răspunsul este nu. Instituția publică ABCD nu poate desfășura această activitate. De regulă, persoanele juridice de drept public au o capacitate specială, adică capacitatea lor este scrisă de scopul prevăzut în statut sau în regulamentul lor de funcționare. Însă, pentru a dobândi această capacitate, fondatorul instituției publice, adică în speța noastră să fie autoritatea LE, trebuie să completeze statutul instituției publice sau regulamentul instituției publice și să adauge acolo genul de activitate ridicarea gunoiului și uzină de producere a energiei electrice. Sigur că aici intervine dreptul public care o să ne ceară ca să se respecte competența legală a autorității le. În deci că autoritatea le nu poate autoriza mai mult decât însăși legea îi permite să facă și să desfășoare. Și o observație care se referă la toate persoanele juridice și cele de drept public și de drept privat este ce se întâmplă dacă se încalcă toate regulile indicate mai sus. Care e sancțiunea? Da? Fiindcă o regulă, o normă juridică este doar atât de bună cât ea are dinți, cât ea este însoțită de o sancțiune. Și incursiunea începe de la articolul 327 din Codul Civil, care ne spune că un act juridic este nul, adică e lovit de nulitatea absolută, dacă această nulitate sancționează încălcarea unei dispoziții legale prin care se ocrutește un interes general. Apoi avem articolul 334, care ne, care ne prevede că orice act juridic care contravine vedit ordinii publice este lovit de nulitate absolută. Iar la alineatul 3 ne spune că un act juridic care contravine unei dispoziții legale imperative, chiar dacă nu prevede expres sancțiunea nulității pentru încălcarea acestei dispoziții legale imperative, este nul. Dacă această sancțiune trebuie aplicată pentru ca scopul dispoziției legale, încălcate să fie atins. În alte cuvinte, peste totul noi am discutat articolul 176. Erau niște reguli de capacitate. Și am văzut că în legea cu privire la bănci, tot sunt niște reguli de capacitate. Este unanim recunoscut că reguli de capacitate sunt reguli de ordine. Publică. Iar scopul acestor reguli este ca anumite activități să nu fie desfășurate. Da, nimeni, să nu desfăș... nimeni să nu atragă bani de la populație decât băncile. Sau nimeni să nu vândă benzină decât cei care au licență și pe care statul îi cunoaște și îi poate verifica. La fel și cu farmaciile, furnizorii de gaze sau furnizorii de energie electrică. Sunt chestiuni de ordine publică și aici sunt multe legi de drept public care reglementează aceste domenii. Sunt autorități de supraveghere, sunt domenii arhi reglementate. Care este scopul dispozițiilor? Care este scopul în general a capacității? Este să răspundă la întrebarea ce drepturi poate avea o persoană și în ce activități se poate angaja, iar în ce activități statul nu îi permite să se angajeze. Și pentru ca scopul acestei activități să fie atins, trebuie să aplicăm nulitatea actelor juridice încheiate cu încălcarea regulilor de capacitate. Și este unanim recunoscut că capacitatea persoanei care încheie un contract este o condiție de validitate. Nerespectarea acesteia atrage nulitatea. Da? Și avem un caz de nulitate absolută. Deci asta e sancțiunea. Sancțiunea este că contractele încheiate cu nerespectarea regulilor sunt lovite de nulitate absolută. Ele sunt ilegale, ele nu produc efecte juridice. Sigur că, în caz de nulitate, cealaltă parte contractant poate cere repararea prejudiciului cauzat de la persoana juridică, care s-a angajat într-o activitate care încalc propria sa capacitate, însă asta numai dacă ea era de bună credință, adică cealaltă parte contractantă era de bună credință. Asta însă este un lucru destul de rar, fiindcă regulile capacitate sunt bine cunoscute, trebuie să fie bine cunoscute. De ce? Fiindcă, unul, ele rezultă din legi. Noi am trecut prin legea, prin activitatea băncilor, acolo reguli de capacitate sunt destul de clare. Um, și ele rezultă și din actele de constituire sau statute. Și din acest motiv, juriștii citesc actele de constituire sau statutul unii persoane juridice cu scop nelucrativ sau unii persoane juridice de drept public, înainte de a intra în relații contractuale cu ele. Să vadă, li permite legea lor sau statutul să desfășoare această activitate sau nu le permite. Adică dacă nu le permite, este riscul că între în relații contractuale, însă contractul de fapt este nul. Deci este riscant. Și nu o să poți invoca necunoașterea dispoziției din actul de constituire sau din statutul persoanei juridice cu scop ne lucrativ. Ați văzut însă că în privința persoanelor juridice cu scop lucrativ, de exemplu a SRL-urilor, regulile sunt total diferite, da? fiindcă acolo lor le se permit orice activități neinterzis de lege. Dar dacă activitatea este interzis de lege, cum ar fi SRL-ul cel B care vrea să accepte depozite de la populație, acela tot o să fie un act încheiat cu încălcarea regulilor de capacitate și o să fie lovit de nulitate. Da, el nu încalcă statutul, dar el încalcă direct legea. Mergând mai departe, trecem la două componente a capacității civile, care este capacitatea de exercițiu. Și vă spuneam că această instituție juridică răspunde la întrebarea cum. O persoană juridică încheie acte juridice. Dacă omul încheie personal, își manifestă voința, la persoane juridice avem o primă barieră tehnică. Persoane juridice sunt subiecte abstracte de drept, ele nu sunt vii, ele nu pot comunica. Și atunci, legea nouă ne spune că atât în cazul persoanei juridice de drept public, cât și în cazul persoanelor juridice de drept privat, persoanele juridice încheie acte juridice și își exercită în general drepturile și își execută obligațiile obligațiile prin reprezentantul lor. În materie de persoane juridice de drept public, asta este un organ executiv oricare și denumirea organului executiv este specifică, depinde de persoana juridică de drept public pe care o avem în vedere. Eu am luat aici un exemplu unei unități administrativ-teritoriale, de exemplu, unui oraș în care organul executiv este primarul și atunci primarul este reprezentantul acelei persoane juridice. Iar în materie de o societate cu răspundere limitată, o persoană juridică de drept privat, codul civil folosește un termen generic, unic, numit administrator. Asta nu oprește folosirea unor alte termene. Pentru anumite categorii de persoane juridice, de exemplu, conducătorul unui bănci este numit președintele băncii sau conducătorul unei asociații obstiești. Adeseori este numit președintele asociației obștiește. da, Dar. Sau un țările poate să aibă un director, iar una sa poate să aibă un director general sau un președinte sau un director executiv sau un manager general. Termologia abundă, fiecare în principiu numește funcția sa cum dorește, dar în final codul civil spune că indiferent cum voi vă numiți, eu pe voi pe toți vă tratez ca administrator și voi sunteți cei care acționați din numele persoanei juridice. Și dacă am luat un contract dintre două persoane juridice, spre spune că este un contract dintre municipiul Cahul și SRLS, Partea la contract va fi municipiul și va fi societatea. Spuneam la clasificare că desi ori la noi se includ ca parte la contract fie Consiliul, fie primăria, ceea ce nu este teribil de greșit, dar nu abund în exactitate. Mai exact este să folosim partea la contract chiar persoana juridică, care este municipiul ca în piața noastră. Însă, reprezentant al acesteia în contract va fi primarul, iar al, se al societății cu răspundere limitată va fi administratorul. Ei sunt cei care efectiv își vor da consimțământul, de regulă prin semnătură. Deși este evident că nu doar semnătura este consimțământ, trăim în era digitală și Codul Civil, articolul 22, permite manifestările de voință în foarte multe forme, inclusiv în diverse forme electronice, comunicări electronice, inclusiv și poșta electronică. Și sigur că aici mai facem încă o rezervă, că la rândul lor primarul sau administratorul pot împuternici alte persoane să acționeze din numele societății sau din numele municipiului. De regulă eliberează procuri sau ordine prin care acordă împuternicire. Însă primul reprezentant uneori mai sunt numiți reprezentanți statutari sau reprezentanți legali și ambele sunt criticabile, însă ele au intrat în uz și nu o să intrăm în aceste aspecte, dar cei cu siguranță putem spune că ei sunt primii reprezentanți ai acestor persoane juridice. Și răspunsul la întrebare cum încheie ele acte juridice și răspunsul este prin reprezentant. Uh, un incident care poate apărea este că atât persoana juridică de drept public cât și cea de drept privat, în diferite ipostaze, aici eu le-am combinat atât una cât și alta, dar de regulă doar una sau alta au nevoie de aceasta, au nevoie de o aprobare de la un organ ierarhic superior intern al persoanei juridice. Da? Uneori este numit organ corporativ sau organ societar. Aici, în cazul municipiului, municipiului CAHUL, o să fie Consiliul Municipal care trebuie să aprobe pentru plenitudinea consimțământului și pentru ca acest contract să angajeze municipiul ca persoană juridică, nu va fi suficientă semnătura primarului, ci va trebui, pe deasupra, în paralel, să existe o aprobare a Consiliului. La fel, aprobări corporative sau societare avem și în cazul societăților comerciale și a tuturor persoanelor juridice de drept privat. La societatea noastră SRLS o să fie adunarea generală a asociațiilor formată din asociații care se prezintă la adunare, de regulă o să fie asociatul A și asociatul B. Însă, de regulă, asociatul B, deoarece are 80%, va avea vot decisiv pe cam toate întrebările, în ceea ce ține de contracte, cel puțin. Și, vedeți, schema, doar dacă sunt aceste aprobări, noi avem un contract. În privința societății, vă pot da exemplu din legea SRL care la articolul 49 enumere competența exclusivă a donării generale a asociațiilor, adică acele chestiuni pentru ca, pe care administratorul nu le poate îndeplini de ce are nevoie de o aprobare din partea asociațiilor. Și avem litera MIE, deci, deci articolul 49 în atunci, e litera MIE, care cere aprobarea încheierii contractelor prin care societatea transmite proprietatea sau cedează cu titlu gratuit drepturi unor terți inclusiv asociațiilor. Da, în acest caz avem nevoie de aprobare. Și sigur că textul nu abundă de claritate, el ar putea să ridice o întrebare foarte sensibilă, de exemplu, cere oare această literă aprobare dacă societatea vinde un bun al său și interpretarea uzuală și eu cred că obișnuită și rezonabilă este că de fapt litera mie, cere aprobare numai pentru contractele în care societatea face o donație sau în alt fel face o transmitere cu titlul gratuit a bunurilor sale adică calificativul cu titlul gratuit nu se referă numai la cedează drepturi, ci și transmite proprietate. Da, o interpretare extensivă care ar desemna faptul că orice transmitere de proprietate a societății, chiar și o vânzare a unui pix sau unei clame, cere, adunare, cere aprobare generale, este surprinzătoare, nerezonabilă și, din perspectiva mea, absurdă. Și plus că s-a format deja o practic foarte uniformă de interpretare a acestei norme. În privința persoanei juridice de drept public, municipiul Cahul, vă dau un exemplu în legea privind administrația publică locală, articolul 14, anul 2, ne spune că Consiliul Local realizează următoarele competențe și litera D ne spune Decide în privința actelor juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului privat al satului, orașului, municipiului. Deci este o competență foarte largă, de fapt. Întrebarea este dacă municipiul prin contract, acest contract vinde un bun. Trebuie oare aprobarea Consiliului? Și răspunsul este da, categoric trebuie. Asta rezultă clar din articolul 311, care definește ce înseamnă act de administrare și de dispoziție. Iar vânzarea intră în categoria actelor de dispoziție, deci orice vânzare de bunuri ale municipalității de către primar trebuie suplimentar să primească aprobarea Consiliului ca organ deliberativ al municipiului. Dacă s-a încheiat un contract fără aprobarea administratorului, care era necesară, sau într-un într alt scenariu, dacă s-a încheiat un contract de către primar fără aprobarea Consiliului, care era necesară, apare problema este valabil sau nu este valabil contractul? Sau este nul? Ca să văzut că la încălcarea regulilor de capacitate. De folosință, sancțiunea este normalitatea. Iată, în cazul încălcării regulilor de capacitate de exercițiu, sancțiunea este puțin alta. Fiindcă aici intervine instituția cheie a reprezentării. Și articolul 370 din Codul Civil al Net 1 ne spune că dacă o persoană încheie un act juridic, persoana fiind fie primar, fie administrator, în numele unei alte persoane, fie municipiul, fie societatea cu răspundere limitată. Fără a avea împuterniciri pentru reprezentare sau cu depășirea împuternicirilor, actul juridic produce efecte pentru reprezentat, adică pentru municipiu sau pentru societate, numai în cazul în care acesta îl ratifică ulterior. Adică îl aprobă. În acest caz, actul juridic poate fi ratificat atât expres cât și prin acțiuni concludente, însă până la ratificarea actului juridic. Acest act juridic constituie un act juridic ineficient în raport cu reprezentatul. Adică nu produce efecte pentru municipiul Cahul, dacă lipsește aprobarea consiliului, iar dacă lipsește aprobarea adunării generale, și era necesară, contractul nu produce efecte pentru societatea de față. Și același articol 370 are chiar o normă de concretizare în alineatul 4, care doar ne reiterează că dispozițiile prezentate la articol se aplică și atunci când administratorul sau alt reprezentant al persoanei juridice, deci observați că se referă numai la cele de drept privat, ci și la cele de drept public, reprezentantul unei persoane juridice nu se referă doar la persoane juridice drept privat, ci tot toate tipurile persoane juridice, când el încheie actul juridic fără aprobarea corespunzătoare, care era obligatorie conform legii, aprobare cerută din partea unui organ competent al acelei persoane juridice. Sigur că uneori legea poate prevedea o altă consecință. Deci această sancțiune a ineficienței pe care o prevedea le tântui, se aplică și pentru actele încheiate fără aprobarea cerută. Da? Concluzia fiind aici că actul este ineficient. Adică, mai pe scurt, el nu produce efecte juridice. Este el oare nul? Nu. Trebuie oare depus o acțiune în instanță de a anula acest contract? Nu. O să studiem mai târziu teoria ineficienței, care ne spune că dacă vrem noi putem să ne adresăm în instanță cu o acțiune de constatare a ineficienței, dar putem să nu facem nimic și dacă suntem acționați în judecată, putem să ne apărăm cu această eficiență pe cale de excepție, adică ca o simplă apărare că acest înscris nu a fost aprobat corespunzător și el pentru mine ca părât în proces nu este obligatoriu. Articolul 360 de asemenea ne reglementează această situație de acte ineficiente. El permite ratificarea ulterioară și în special ne spune că dispozițiile prezentului articol se aplică corespunzător cu adaptările necesare și aprobării acordate de organul competent al persoanei juridice. Iar articolul 357 ne mai spune că un act juridic devine eficient de îndată ce este înlăturat temeiul de ineficiență. Adică dacă Consiliul aprobă mai târziu, după semnare contractul, el, hai să spunem, devine eficient sau intră în vigoare, unii ar spune intră în vigoare, pentru acte normative este corect să spui intră în vigoare, însă pentru actele juridice civile, noi spunem, el începe să producă efecte juridice. La fel și pentru SRL, din moment ce adunarea generală aprobă un contract deja încheiat, actul din unul ineficient se transformă într-un act eficient care este deja obligatoriu pentru părți. Până la pe durata ineficienței, el pur și simplu nu era obligatoriu pentru părți. Era cu o hârtie semnată, dar care nu are valoare Până ce, în absența unei aprobări. Avem câteva reguli speciale dedicate de administratorului, persoana juridică în codul civil. În primul rând, o regulă interesantă este că administrator al unei persoane juridice poate fi la rândul său o altă persoană juridică. Asta rezultă din articolul 177 care permite... Nu doar persoanele fizice să fie administratori, ci și în cazurile permise de lege persoane juridice. Și uh, prevede această lege o normă directă că persoanele juridic lucrativ, SRL, SA, pot avea în calitate de administrator o altă persoană juridică. În Occident, asta este destul de frecvent. Și atunci are aplicabilitate articolul 199, care ne spune că persoana juridică care a fost desemnat ca administrator trebuie să desemneze la rândul său o persoană fizică care va exercita permanent funcțiile sale. Însă această persoană fizică este doar reprezentată permanent, nu este administrator. Această persoană juridică, albastră, este de fapt administrator. Însă această persoană fizică conservă toată răspunderea și partea obligațiile ca și cum ea ar fi un administrator. O problemă importantă care poate apărea în viața unei societăți sau și a unei persoane juridice de private în general este cea a limitării împuternicirilor administratorului. De exemplu, asociația A și B ar putea la o adunare generală spune hai noi să datăm o hotărâre sau chiar să modificăm actul de constituire și să scriem că noi trebuie să aprobăm toate contractele cu valoare de peste 10.000 de euro. Și întrebarea este, se poate oare de făcut de aprobat așa o hotărâre? Și care o să fie valoare acestei hotărâri? Da? Vedeți aici că o, o asemenea hotărâre ar extinde um, împuternicirile în generale și ar limita categoriile de contracte pe care în mod normal un administrator ar putea să le încheie. Și poziția din articolul 177 din codul civil al netului 3 este că, în, raportul, în raporturile cu terții, deci cu toată lumea, persoana juridică este angajată prin actele juridice ale organelor sale competente, și aici vorbim despre administrator, cu excepție cazului când în actele astfel încheiate depășesc limitele împuternicirilor sale prevăzute de lege. Observați, nu și de statut, ci doar de lege. De unde facem o interpretare pe contrario că împătrâncirile acestor organe competente de a acționa de numele persoane juridice pot fi limitate doar de lege, nu și de careva hotărâri interne. Și asta chiar ne o spune următoarea propoziție din același alineat, că dispozițiile actului de constituire sau hotărârile individuale ale organelor persoane juridice care limitează împuternicirile conferite de legea administratorului, sunt inopozabile terților. Chiar dacă au fost îndeplinite formalitățile de publicitate, adică chiar dacă a fost înregistrat la ASP această modificare a actului de constituire, ele nu pot fi opuse terților. Adică terții nu trebuie să cunoască despre ele, și terților nu, practic nu le pasă despre aceasta. Da? Concluzia și răspunsul la întrebarea noastră este că se poate de inclus în actul de construire o asemenea limitare, dar ea va fi tratată doar ca o limitare internă, ca o obligație internă a administratorului față de asociați și față de societate, dar terții nu trebuie să verifice, nu trebuie să respecte aceste limite. Terții sunt protejați. Care este logica? Este norma, are ca scop să scutească tierții de la uh, sarcina identificării, verificării, citirii uh, actelor de constituire ale persoanelor juridice. Fiindcă astea sunt costuri, asta este timp și aici sunt multe incertitudini. Din acest motiv, legea spune pur și simplu: nu aveți voie prin statute să limitați împuternicirile administratorilor într-un mod în care ar fi opus terților și ar duce cumva la anulitatea acestor contracte sau la ineficiența acestor contracte. Contractele vor fi valabile și vor fi eficiente chiar dacă încalcă aceste limite ale împuternicirilor. O altă problemă care poate apărea în viața unei persoane jurice de drept privat este careva greșeli, ilegalități care s-au făcut la momentul desemnării administratorului. Și chiar administratorul poate avea dubiu, dar m-ați votat voi oare corect? Am fost eu oare desemnat corect? mai ales când A ar putea să nu fie de acord și să introducă o acțiune în instanță pentru a anula hotărârea asociațiilor prin care, a, prin care administratorul a fost desemnat ca administrator. Aici ne vine în ajutor articolul 177 din Codul Civil, în 4, care spune că înregistrarea administratorului, sau unei persoane cu drept de reprezentare. Într-un registru de publicitate face inopozabilă terților orice încălcare cu privire la desemnarea iar Iarăși, vedeți acest cuvânt, inopozabilă, adică nu poate fi invocat față de aceștia, nu le poate fi opusă. Ei sunt protejați, terții sunt protejați. Este o excepție aici când um, persoana juridică demonstrează atunci când ea vrea să anuleze un contract, ei demonstrează că, sau să-l declară ineficient, că terții aveau o cunoaștere despre această împrejurare. Da? Deci, după ce este anulat desemnarea acestui administrator, noul administrator care îl înlocuiește vrea să constate ineficiența contractelor semnate de ei. Și atunci lui va reveni o sarcină complicată să demonstreze că cel cu care fostul administrator a încheiat contracte cunoșteau despre deficiențele desemnării lui. Da, este un test subiectiv de cunoaștere. De regulă, da, dacă este A și B, A și B de regulă vor cunoaște ce încălcări ei au făcut la desemnare. Dar terții, cei cu care încheie societatea contracte, trebuie să aibă o poziție că nu, nu ne pasă. Dacă tu erai înregistrat în registru, nu i-am încheiat cu tine contract ca reprezentant al societății, deci contractul obligă societatea și societatea nu poate invoca că acest contract nu produce efecte față de ea. asemenea de este rar, dar se poate întâmpla că o persoană juridică poate să desemneze mai mulți administratori în același timp. Doi administratori, trei administratori. În Europa acest lucru este destul de frecvent. De ce? Pentru ca, în primul rând, să evite ca o singură persoană să ia o decizie, ci să fie cel puțin două, dar poate toate persoanele să ia anumite decizii importante. Deci, administratorii să se limiteze unul pe altul. Și atunci apare dilema. Cine din ei semnează contractul? Și codul civil ne dă nou un punct de pornire, care spune că dacă avem mai mulți administratori, ne spune la articolul 177, la 5, dacă avem mai mulți administratori, fiecare din ei poate acționa individual în numele și pe contul persoanei juridice. Excepția este că, sau în lege, sau în actul de constituire, poate fi prevăzută fie cerința de dublă semnătură, adică că trebuie încă unul sau chiar cerință de unanimitate, că trebuie toți semnezi. Pe lângă asta, da, și asta corespunde, apropo, este o prezumție legală de împuternicire alternative, oricare din ei poate semna așa, asta e suficient. Și corespunde cu logica din articolul 373 din Codul Civil, de la reprezentare, de la procură, care spune că ne spune același lucru pentru cazul când cineva a desemnat mai mulți reprezentanți pentru aceeași, aceeași categorie de acte juridice. Dar acest alineat 5 mai continuă cu altă propoziție, care ne spune că această excepție de aici este opozabilă terților, doar dacă este notată în registrul de publicitate în care este înregistrat persoana juridică respectivă. Da? Deci, se introduce o dublă cerință de publicitate. Dacă tu vrei ca doi oricare doi din ei să semneze să fie necesară semnătura lor pentru validitatea și eficiența unui act juridic al societății tu ca asociat tu trebuie nu doar să te îngrijești să modifici actul de constituire ci după înregistrarea acestei modificări sau concomitent cu, cu ea să ceri registrului introducerea unei notări în registru astfel încât oricine verifică registrul și obține un extras din registru să vadă acolo o mențiune specială că societatea este angajată prin semnătura a doi administratori sau a tuturor administratorilor. Dacă însă în extras avem o listă de administratori multipli, dar nu figurează această notă tierții spun ah, nouă nu ne pasă, oricare din voi poate să semneze. Și vedeți aici o a treia propoziție de excepție că în orice caz Cine ar fi scris acolo un extras, oricine din ei poate să recepționeze în mod individual acte. Fiindcă recepția actelor nu înseamnă angajare juridică, asumarea de obligații, ci este doar primirea unor documente. Da? Nu trebuie să fugi după doi să le dai în mână, asta este complicat. Dacă dai unuia, asta e suficient, el este administrator, se consideră că ai transmis scrisoarea sau notificarea către societate. sigur că când sunt mai mulți apare și problema cine poartă răspundere pentru greșeli, dacă unul din ei semnează cum răspund ceilalți. Problema este reglementată de 194 cod civil, care introduce o regulă generală de prezumție solidară, dar îi dă voie unui din administrator să se exonereze de răspundere dacă el nu a participat la aprobarea sau la semnarea contractului, el nu cunoștea și nici nu trebuia să cunoască despre această încălcare. Iar dacă a luat cunoștință de ea, el trebuia să ia toate măsurile, el s-a opus încălcării și a comunicat organului competent, regula generale sau comisiei de cenzori sau cenzorului individual despre această încălcare. Da? Deci, sunt, el fie el nu cunoștea, dar dacă cunoștea, el trebuie să ia măsuri active. Deci simpla apărare că eu n-am semnat, deși știam că asta se întâmplă, nu este o apărare. Legea obligă administratorul să fie activ ca să apere interesele societății pe care o administrează. Um, un alt incident care poate apărea în viața unei persoane juridice este că administratorul spune eu plec, își dă demisia. Și asociații, dacă sunt de bună credință, Repejor, cumva, cu o adunare generală și votează schimbarea administratorului. Dar uneori ei pot pur și simplu să ignore sau să fie greu de găsit. Și atunci spate problema, spate problema cum poate administratorul singur să, să se radieze din registru. Și răspunsul este oferit în legea privind înregistrarea de stată a persoanelor și juridice și a întreprinzătorilor individuali din 2007. Noi am mai vorbit despre această lege. Este articolul, nu scrie numărul, cred că este 191 cu 1 sau 181, cu 1. El îmi spune că o persoană înscrisă în registru în calitate de administrator poate renunța la această calitate și poate solicita radierea din acest registru cu urmare unei proceduri. El fie să fie expirat termenul de semnări, fie să fie încetat pe alte mei calitatea sa și în alte mei valabil este demisia. Și um, sau ce el a solicitat încetarea, da, de fapt demisia este litera C, el a solicitat încetarea și a trecut un termen mai mare de 30 de zile de când el a solicitat de la organul competent, care de regulă este adunarea generală a asociațiilor, a solicitat adoptarea unui act privind încetarea calității sale de administrator. Și dacă 30 de zile el transmite aviz societății, adunarea nu se convoacă, el apoi prezintă această respectare, documentele care arată respectarea acestei proceduri agenții servicii publice, deținătorului registrului de publicitate și ei vor, îl vor radia din registru. În acest caz, dar nu numai în acest caz, da, deci, să că el a plecat și el a fost radiat, sau spre spunem că este un alt caz de lipsă administratorului. Administratorul a decedat, sau el este în comă, el nu mai poate să acționeze numele societății. Ce face mai departe? Articolul 177, al 7 din Codul Civil, ne spune că societatea, o persoană juridică trebuie să aibă un administrator, iar dacă el nu este desemnat, el lipsește, oricare membru sau oricare creditor al persoanei juridice poate cere instanțe să desemneze un administrator. Este administrator provizoriu, desemnat până când, organul, până când organul competent, care ar fi adunarea generală, va desemna adevăratul administrator definitiv. Întrebarea este ce facem noi până la această desemnare, cine reprezintă societatea până la această desemnare și răspunsul avem în același înliat care ne spune că oricare din membrii săi în scopul recepționării de acte juridice sau alte notificări, are împuterniciri, deci atât A cât și B, asociații, acționarii, membrii, asociații, obștiești, are împuterniciri legale de a recepționa acte. Și asta pentru terți, pentru public, pentru creditori, pentru stat, este foarte comod și util pentru a avea o metodă de a comunica cu persoana juridică. În activitatea oricărui administrator apare așa un moment decisiv când el are o decizie complicată, cineva îi dă lui un document, semnează și atunci el își pune problema. Dar n-am să am eu probleme dacă semnează acest document? Și juriștii privesc această întrebare prin prisma obligațiilor administratorului, da? ce obligații revin administratorului și doi, care sunt regulile de răspundere legală a administratorului, fiindcă el are foarte mari competențe, respectiv și răspunderea este mare. Un prim răspuns la această întrebare o găsim în paragraful 2 din capitolul persoană juridică, se numește dispoziții comune privind funcționarea persoanelor juridice și articolul 186 prevede obligații foarte specifică, obligație de a urmări scopul persoanei juridice. El îi dă administratorul discreță destul de mare să aleagă calea pe care o consideră corectă și cea mai bună pentru a atinge scopurile persoanei juridice. Da, O asociație are un scop de a promova un interes careva a membrilor sau un interes de utilitate publică, o, un srl în însă are ca scop în final obținerea profitului, da, maximalizarea valorii pentru acționari, pentru asociați. Însă, codul civil, după noile tendințe europene, prevede mai multe criterii de care un administrator trebuie să țină cont. Da? Și anume, nu numai gândirea pe termen scurt, profituri, ci gândirea pe termen lung, adică activitatea de succes durabilă a societății, luarea în cont a salariaților, da, și atunci dacă cineva pune administratorul întrebarea de ce tu ai cheltuit pe aparate de dezinfectare? A spus este, vă, pare că asta este cheltuială, dar mie îmi pare că eu așa respect interesele salariaților și eu mă încadrez în testul prevăzut de articolul 186 din codul civil necesitatea de a încuraja raporturile cu furnizorii, clienții și alți co-contractanți impactul asupra comunității și a mediului înconjurător da? dacă spunem problema de ce tu, din mai multe oportunități de afacere, ai ales-o pe mai costitoare și dacă răspunsul este fiindcă asta era cea mai eficientă din punct de protecției mediului, atunci noi spunem că totuși directorul a luat o decizie corectă. Necitatea de a menține o reputație bună de standarde înalte și necesitatea de a trata în mod echitabil membrii persoanei juridice. Asta sunt niște standarde generale pe care le avem în codul civil. De asemenea, la întrebarea n-am să am eu probleme dacă semnez asta, ne ajută în codul civil o regulă numită Business Judgment Rule, care vine din dreptul anglosaxon, dreptul corporativ anglosaxon, se mai numește și bună judecată în afaceri, prevăzută de articolul 187 din Codul Civil, care ne arată cu câtă atenție, cu câtă competență și diligență trebuie un administrator să acționeze. Da? Cât de atent el trebuie să fie. Și el este supus la două teste cumulative. Primul test subiectiv este tu trebuie să-ți aplici cunoștințele, competența și experiența pe care tu deja o deții. Și al doilea este un test obiectiv. Tu trebuie de asemenea să te ridici la un nivel care se poate aștepta de la un bun administrator. Sigur că mulți din voi să aibă întrebarea de ce înseamnă un bun administrator. Și a răspunde la această întrebare general nu este posibil. Trebuie să ne uităm la fiecare caz în parte. De exemplu, un președinte de bancă. Cum ar trebui să fie un președinte de bancă? Ar trebui el oare să dea credite la întreprinderi fictive? Sau fără garanție? Sau fără să verifice foarte detaliat dosarul de credit? Și răspunsul este nu. Da? Și noi putem să analizăm asta, de exemplu, dacă este vorba de un administrator la o cafenea, da, care are vânzări mici. Sigur că nivelul lui de așteptările față de el sunt mult mai joase decât față de președintele unei bănci. Și salariul probabil că o să fie mai mic și riscurile o să fie mai mici. Um, Alinatul 2 îi dă administratorul o apărare. Et aici este ascuns în sistemul nostru de drept, Business Judgment Rule, care spune că noi nu trebuie să judecăm retroactiv um, și că administratorul este protejat. El nu a încălcat nimic, dacă atunci când el ia o decizie, când el acționează, el era în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul persoanei juridice și că deține informații adecvate. Adică dacă la acel moment el s-a informat de informații pe care el i-a a, a, avea, el credea că face un lucru corect, atunci el este exonerat de răspundere. Nu contează că pe urmă, totuși, lucrurile iau o turnură foarte proastă și societatea devine insolvabilă sau are pierderi foarte mari. Articolul 93 din Codul Civil pune sarcina probațiunii pe administrator. El trebuie să arate cum el a gândit, ce informații avea, ce interes a persoanei juridice. El îl urmărea. Tema asta este una tare interesantă și complicată. De deci ce eu vă invit să priviți un alt video tot de pe acest canal meu, numit Buna judecată în afacerea administratorului, de oră și 50, cu trei practicieni unde discutăm aceste reguli, repercursiunii lor și sunt sigur că o să vă fie interesant și foarte practic. De asemenea, puteți de ce nu să apăsați pe butonul subscribe sau abonare ca să primiți notificări despre uh, tot ce mai apare nou pe canal și el cu siguranță o să apară. Având în vedere vacanța forțată prin care noi toți trecem uh, eu am să continui să fac video și pentru studenții anului 1 și pentru studenții anului 2 cu care noi trebuia să avem prelegeri dar nu putem să le avem. Da. Uh, mă bucur că, că majoritatea din voi pun like. Uh, Asta este viața sunt unii care pun dislike și n-am ce să fac în această privință. Doar le transmit, le lor salutări pe această cale. regimul legal minimal răspunderii, da? codul civil prevede anumite protecții ale societății, ale persoanei juridice, contra unor situații neplăcute și anume contra unor prevederi din contracte sau din statute care ar avea ca scop să protejeze administratorul, să-i limiteze lui răspunderea. Iar legea nu vrea ca administratorul să scape prea ușor de răspundere. Și atunci se introduc tot felul de interdicții. Și o primă interdicție este la 192 ani care declară nulitatea absolută a oricărei prevederi, fie din actul de constituire, fie din alt act, și aici includem la alt act, hotărârile adunării generale. Sau dintr-un contract cu acel administrator prin care se limitează sau se exclud obligațiile lui legale sau el este în mod anticipat, limitat sau îi se exclude răspunderea pe care o poartă conform legii. aici este așa numită descărcare de răspundere care nu pot fi făcute anticipat. Mai beau și eu niște ceai, fiindcă gâtul cere. vocea cere. Um, Alinatul 2 spune că totuși el poate fi eliberat de răspundere cu condiția că aceste derogări sunt specifice pentru fiecare caz în parte. Um, da? Și că societatea cunoaște, ea a fost informat suficient. Da? Deci puteți, unul, să-i dați de rogări pentru fiecare caz în par, sau doi, să îl descărcați de răspundere pe administrator sau să vă împăcați cu el. Însă, dacă chiar s-a adoptat o asemenea hotărâre, ea nu poate fi invocat față de creditorii persoane juridice sau terții prejudiciați direct de către administrator, chiar dacă a fost o hotărâre în general a generale care l-a exonerat de răspundere pe administrator, l-a iertat pe dâns special problema se pune atunci când persoana um, persoană juridică ulterior a devenit insolvabilă și administratorul se apără cu existența unei hotărâri a adunării generale care îl descarcă pe el de răspundere. Și anul 3 spune că um, tu ești eliberat de răspundere de către membrii, față de membrii, dar nu față de noi ca și creditori. Față de noi, tu trebuie să poți răspundere pentru modul prost în care ai administrat această persoană juridică. Tot la capitolul regimului legal, minimal răspunderii, um, 193 anul spune că chiar dacă persoana juridică a contractat o asigurare, adică o poliție de asigurare um, care acoperă riscurile administratorului, ea trebuie totuși să prevadă o franșiză de cel puțin 10% din prejudiciu. Ce înseamnă această franșiză? Este că compania de asigurare va plăti 90% din prejudiciu maxim, dar 10% administratorul trebuie să le plătească din buzunarul propriu. Deci el trebuie să riște măcar cu ceva singur. Și încă o regulă importantă practică este că aprobarea situațiilor financiare sau rapoartelor anuale, și aceste lucruri se întâmplă la fiecare adunare generală anuală, nu afectează dreptul persoanei juridice de a detragere la răspundere a administratorului. În unele jurisdicții există instituția de administratorului, în Moldova ea nu este prevăzută expres. Iată de ce, chiar dacă la adunarea generală noi am aprobat situațiile financiare sau rapoartele, Asta nu este o exonerare de răspundere. Pentru o exonerare de răspundere trebuie să ne transportăm înapoi la os 92, anleatul 2, care spune că 1. Noi trebuie ca asociați sau acționari să deținem informații suficiente 2. Cei care au decizia să nu fie în conflict de interese, să nu aibă vreo legătură de afiliere cu administratorul 3. Noi putem să eliberăm de răspundere administratorul pentru fiecare caz în parte, pentru fiecare problemă în parte. Și patru, o asemenea hotărâre, oricum, nu va fi opozabil pierților, ci doar va descărca administratorii de răspundere strict față de societate, dar nu față de creditori. Uneori în un administrator își poate pune în problema de ce eu ar trebui să supraveghez salariații asta nu este fapta mea, asta este fapta salariatului. Și 194 spune că de fapt administratorul răspunde față de persoana juridică unde el activează și pentru prejudiciul cauzat prin actele îndeplinite de salariați. Excepția când el se poate descărca de răspundere este când prejudiciul nu s-ar fi produs Ah, e imers, de fapt, mă scuzați. Deci, el, el, răspunde dacă se face proba că prejudiciul nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat supravegherea impusă de obligațiile funcției sale. De asemenea, dacă a plecat un... Adică, practic, ca să fac foarte clar aici, um, Proba care trebuie să o facă administratorul este că el a exercitat o supraveghere normală și încălcarea pe care a făcut-o salariatul era ceva anormal și depășește o supraveghere normală pe care o depune administrator. ce facem noi dacă vine un administrator nou și începe să, găsească greșelile vechi la administrator? Da, Eu am plecat. Succes să găsești greșelile mele. Și răspunsul este că el trebuie să bată alarma. Administratorul nou nu trebuie să moșamalizeze ce a făcut vechea, vechea conducere. Și pentru a atinge acest efect avem alinatul 3, care spune că administratorul este solidar răspunzător cu predecesorul său imediat dacă având cunoștință de încălcările săvârșite de acestea din urmă, nu le comunică cenzurului sau auditorului intern. Este vorba de organul intern care răspunde de supravegherea corectitudinii financiare și a încălcărilor eventuale ale administratorului. Din nou, Tema administratorul persoanei juridice de drept privat este destul de interesantă, voluminoasă, ridică multe întrebări. Tot pe canal am pus un video al colegului meu, Vladimir Palamarciuc, care nu mai este of counsel, este deja partener la biroul nostru de avocați, în Cazac. Este un seminar cu avocații și avocații stagiari și acolo puteți aflați încă mai multe lucruri despre obligațiile administratorului. Da, de ce ar fi bine să te abonezi, și din nou salutări celor care pun dislike. Um, da. Așa, și cred că noi am terminat cu întrebarea capacitatea civilă a persoanei juridice. În continuare, doream să punctez câteva idei în ceea ce ține de sucursalele persoanelor juridice de drept privat. Sucursala este un element al structurii organizatorice a persoanei juridice. Ea, prin sucursală, își desfășoară unele activități și o să întâlniți acest termen sucursală și ar fi bine să o înțelegeți. Aici sunt și niște întrebări terminologice care ar trebui să fie explicate. Fiindcă, de regulă, sunt multe confuzii în acest domeniu. Da? Deci, până uh, la 1 martie 2019, până la apariția și intrarea în vigoare a legii de modernizare a codului civil, dacă o societate românească deschidea Moldova o altă societate, un SRL, da, aceea era societate fică, codul civil în numea societate depend dependentă, dacă însă în paralel această societate SRL de Moldova mai deschidea un magazin în altă locație, un al doilea, da, o două locații pe lângă sediu, o numea filială. Și dacă avea și un depozit undeva sau un, încă un magazin, mai deschidea încă o filială. Da? Care în engleză este branch. De la 1 martie 2019, termologia practic s-a inversat. Trebuie să fiți atenți și anume Societatea moldovenească, da, care este deținută de o altă societate, nu contează că asta este românească sau chiar de Moldova, această societate moldovenească se numește filială. Adică, în dinamica ei nu figurează cuvântul filială, ci un jurist, uitându-se la această schemă, că o societate este controlată de altă societate, o spună. Societatea Invest SRL este o filială. Adică este o întreprindere fică. Da, în franceză tot este. Filial, în engleză subsidiary. Și tot de la 1 martie 2019, dacă o societate moldovenească deschide un, un, al doilea magazin sau ceva, un birou de schimb, valutar, orice alt loc de afaceri, el o să numească sucursală mai deschidem cu unul, să fie sucursala 2. Da? Ceea ce în engleză este branch sau în franceză este sucursal. Practic a avut loc o schimbare de terminologie. Reprezentanțele nu mai sunt reglementate de codul civil, deci este un termen unic de sucursală pentru o locație în afara sediului prin care societatea își desfășoară activitatea. Mai mult decât atât, Legea de până în aplicarea codului civil spune că aceste schimbări terminologice se aplică de la 1 martie indiferent dacă s-au făcut modificări în statut și în registrul de stat al persoanelor juridice și toate filialele și reprezentanțele înregistrate anterior se consideră de la 1 martie 2019 sucursale. Au un regim unic de sucursală. Da? Și acest regim unic se aplică persoanelor juridice naționale din Republica Moldova. Despre ce înseamnă sucursală noi am mai discutat la clasificarea persoanelor juridice. Reiterez că legea spune că sucursala, pe lângă faptul că este o subdiviziune în afara sediului, da, un departament, o direcție, o, o nu știu, casă de schimb valutar, magazin, depozit, trebuie să întâlnească patru condiții condiții despre care noi am mai discutat. Ele sunt destul de înalte aceste condiții da? și uh, vedeți că uh, anilatul 2 doar clarifică că o persoană juridică poate este mai multe sucursale și în Moldova și în străinătate și doar clarifică că o sucursală nu este o persoană juridică, ea de fapt face parte din persoana juridică, da? srl este persoana juridică, sucursala este doar o parte componentă. Și um, aici voiam, voiam să punctez că codul fiscal folosește termul de subdiviziune pentru orice loc de desfășurare a activității. Chiar dacă el nu întrunește aceste patru condiții care le vedeți aici. De ce? Fiindcă fiscul spune, mie nu îmi pasă că voi nu sunteți permanenți, da? de exemplu, sunteți un chioșc care vinde cafea și este pe rutile. și nu îmi pasă că voi nu aveți o conducere, ce acolo stă doar un salariat și face cafea. Voi sunteți un punct pe unde, unde se fac vânzări. Și dacă acolo să fac vânzări, adică încăsări de bani, da? inclusiv vânzări în sens economic, nu în sens juridic, vânzări în sens economic, înseamnă orice vânzare de mărfuri, executare de lucrări, prestare de servicii, în urma căreia se plătesc careva bani. Deci fiscul spune, dacă voi face vânzări, noi vrem să știm despre voi. Și voi trebuie să veniți la noi la fisc și să vă înregistrați prezența acolo. Chiar dacă asta nu este o sucursală. Deci, concluzia care o faceți este că în concepția codului civil trebuie să înregistrezi o sucursală în condițiile, în aceste patru condiții, când sunt întrunite toate aceste patru condiții, de exemplu, băncile au sucursale, marile magazine deschise în diferite locații sunt sucursale, ale aceia, ale aceleiași firme. Însă, pentru punctele de vânzare care nu întrunesc aceste condiții, nu este necesară crearea unei sucursale și înregistrarea ei în registrul de stat al persoanelor juridice, ci doar o înregistrare administrativă la FISC. Și la fel, în legea de pun în aplicare, ni se, ni se, se dă termen până în 2024, pentru ca toate persoanele juridice să se regularizeze, să-și modifice statutele și să opereze modificări în Registrul de Stat al persoanelor juridice dacă din proprie inițiativă ele se adresează la SPE cu o careva modificare, ele trebuie atunci, în aceeași dată, să la prima modificare să se regularizeze din punct de vedere terminologic. Ele vor fi scutite de taxe și, mai important este în 4, care ne spune că chiar dacă nu s-au făcut aceste modificări, oricum și noi am discutat despre asta, oricum Fostele filiale, fostele reprezentanțe se consideră sucursale, lor le se aplică deodată regimul legal al sucursalelor. Și în, atunci când în, în, în informațiile din registre de stat vedem cuvântul filial sau reprezentanță, noi trebuie juridic să citim sucursală. Da? Citim una, înțelegem alta. Și în final, tot o regulă importantă de citirea întregii legislații în vigoare este că oriunde vedem cuvântul filială sau reprezentanță în legislație, noi trebuie să o considerăm trimitere la o sucursală. Norma este utilă, fiindcă chiar dacă în anumite legi s-a modificat din filială sau reprezentanță în sucursală, noi cred că avem peste 100 de legi care încă folosesc vechea terminologie și asta îți dureze mulți ani. Iată de ce, pentru a evita confuziile, ori de câte ori o să vedeți uneva filială sau reprezentanță și vedeți că norma este veche, o să înțelegeți că se are o sucursală în sensul codului civil. Și cred că această informație epuizează ceea ce am dorit eu să vă vorbesc astăzi. Noi am terminat cu tema înființare persoanei juridice și cu tema capacității inclusiv acest bonus despre sucursala um, bănuiesc eu că voi mai face încă un video pentru a finaliza tema persoana juridică și apoi vom continua cu urmare, în următoarea temă. Voi între timp răsfuiți codul civil citiți toate articolele care țin de persoana juridică o să găsiți multe lucruri interesante și utile acolo, poate acum nu vă par utile în practică ele o să vă fie utile și nu uitați, stați acasă, nu pierdeți timp, citiți dreptul, vreți sau nu vreți, examenul o să vină. Până la urmă, viața tot este un examen. Eu vă doresc mult sănătate și succes. Pe curând!